Un șofer din județul Olt a fost urmărit de polițiști și oprit după zeci de kilometri cu focuri de armă. Șoferul avea o alcoolemie uriașă și s-a pus pe plâns în momentul în care a fost încătușat. Un clip în care a fost filmat momentul în care a fost prins a devenit viral, iar dialogul cu oamenii legii a stârnit sute de comentarii. De ce n-ai oprit la semnalul polițistului? Nu l-am văzut. Cum nu ne-ai văzut? N-am văzut. Te-am urmărit cu sirenele două localități, de ce n-ai oprit? Ai, domne, vă rog frumos. Suflă în aparatul, Dregăr, ca să vedem cât ai consumat alcool. Trage aer în piept și suflă continuu. Suflă mai tare. Suflă, suflă. Polițiștii au efectuat semnalul regulamentar de oprire a conducătorului auto, însă acesta și-a continuat deplasarea, fiind prins pe raza comunei Coteana. Acesta a fost somat să se oprească, polițiștii folosind armamentul din dotare prin tragerea unor focuri de avertisment. În urma focurilor de armă, nu au rezultat victime sau pagube materiale. Polițiștii au testat cu aparatul alcool test conducătorul auto, rezultând o concentrație de 1,14 mg per litru alcool pur în aerul expirat, a confirmat Alexandra Dicu, purtător de cuvânt al IPJ Olt. Șoferul este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului sau a altor substanțe.